m-am potmolisem la un moment dat. Am constatat că parcă nici nu mai existam. Încercam să rezolv totul pentru ceilalți, dar mă puneam tot timpul pe ultimul plan. Și când mama s-a stins și m-am privit în oglindă, m-am văzut parcă așa brusc, ca pentru prima dată, și nu mi-a plăcut ce am văzut în oglindă. Vreau să spun că închei această perioadă cu un sentiment de mândrie. În primul rând, e o victorie personală. Am reușit o performanță la care nu mă așteptam, să slăbesc aproape 10 kg și să dau jos un procent de 10,6% de grăsime corporală. Am urmat tratament la salonul Silhouette. Și deși la început nu știam mare lucru despre procedurile corporale și faciale pentru remodelare, am aflat pas cu pas că ele într-adevăr fac minuni. Cel puțin în cazul meu așa s-a întâmplat. Sunt sigură că nu reușeam doar cu dietă, doar cu mișcare, ci procedurile au fost așa ca pondere, cred că peste 50% în procesul acesta de transformare. Au fost cele care ne-au impulsionat să ardem calorii, să alungăm celulita, dușmanul numărul 1 al femeilor, și să topim stratul adipos. Campania a fost și o lecție pentru noi ambasadoarele, o lecție de nutriție, o lecție de gimnastică și o lecție de stil. Uitându-mă la pozele făcute la început în tabăra de la Greaca și comparând cu rezultatul final, pot să spun că, într-adevăr, diferența este mai mult decât sezizabilă. Nu există, nu se poate. Și asta este aplicabil la orice vârstă. Vă spun din propria experiență.